Președintele formației de fotbal Rapid CFR Suceava Dumitru Moldovan a afirmat că cei de la Botoșani i-au sprijinit în organizarea partidei, iar cei care doresc să vadă meciul din optimele Cupei României dintre Rapid CFR Suceava și Petrolul Ploiești pot să-și cumpere de la stadionul Aren și din Zimbru bilete pentru această partidă. Da, de două zile merg la Botoșani, am luat legătura cu cei de la Botoșani care ne vor ajuta în organizarea jocului. Așa, ne vor sprijini în tot ceea ce înseamnă organizarea jocului. Am vorbit cu cei de la jandarmi, poliția locală și zic eu că suntem pe drumul bun. De luni vom pune și la Botoșani biletele în vânzare. De ce de luni? Fiindcă ei au, știți foarte bine, meciul cu Rapid București și nu vrem să aceiași agenți care vând biletele la ei ne vor distribui și biletele noastre și nu vrem să îi încurcăm. La Suceava astăzi intrăm în posesia biletelor, chiar de astăzi sau mai exact de mâine vor fi puse biletele în vânzare la stadion și la centru comercial la Zimbru. Prețul este 10 lei la peluză, iar tribuna 1 și tribuna 2 e 20 de lei. Pentru galerie, după cum am mai declarat, vor beneficia de bilete cu gratuite și transport gratuit. Pentru joc, în urmă, pot să anunțe o joc, vom intra aici în cantonament, e distanța scurtă și ne vom depăsa în ziua jocului. Mă resc, ce să vă zic, îmi doresc să nu apară la jocul ăsta accidentări sau suspendări. Avem tot lotul valiță și voi folosi cea mai bună formulă de joc la ora jocului. Cea mai bună echipă. Sper să facem o figură frumoasă, să facem un joc frumos și de ce nu, poate să producem surpriza. Pentru că știți, Cupa României e o competiție a surprizelor și cum au reușit cei de la Mioveni să scoată pe Astra, de ce nu să poate reușim și noi să producem surpriza și să eliminăm Petrolul. Ar fi ceva extraordinar, dar v-am zis, mergem hotărât să facem un joc frumos și iar lumea să plece mulțumită de la stadion la sfârșitul jocului. Meciul se va desfășura joi 30 octombrie de la ora 18 la Botoșani.